Pe centru de programe Ubuntu nu sunt numai aplicații gratuite, sunt și aplicații pe care poți să le plătești, adică le plătești, sunt de vânzare. Ia să vedem toate aplicațiile. Aplicații de vânzare. În general sunt jocuri, dar nu numai. Spre exemplu, Braid, uite, aici îi cumpără, e 9,99 de dolari. O chestie foarte mișto la centrul de programe Ubuntu este că dacă ai cumpărat odată o aplicație pe calculator, pe un anumit sistem de operare, poți să o reinstalezi pe alt sistem de operare. Spre exemplu, eu mi-am formatat acum sistemul de operare și vreau să reinstalez Braid. Mă duc aici, fișier, reinstalează cumpărăturile vechi. Aici, Braid. Și deja la detalii nu o să mai scrie direct instalează, nu-mi spune prețul. Dacă vrei să cumperi aplicații, are și suport pentru PayPal, poți să plătești cu PayPal sau să pui direct datele de card. Trebuie să-ți faci cont pe login.ubuntu.com. N-am să adaug în adresă. Altă chestie foarte interesantă e că poți să compari aplicațiile sincronizare între calculatoare. Aplicațiile instalate pe mai multe calculatoare. Chestia asta îmi place foarte mult. Trebuie să te autentifici. Deci aici la fel, trebuie să-ți faci un cont la ei pe site, pe login.ubuntu.com și apoi îți recunoaște calculatoarele. Bun. Acest calculator, salut Ubuntu, și vreau să văd ce am pe, nu știu, ia pe asta, Ubuntu 12400SD. Eu am un sistem de operare, salut Ubuntu, dedicat pentru tutorialele astea, pentru ghidurile astea. Ubuntu 12400SD este calculatorul meu personal și are o grămadă de aplicații pe el. Și după ce se încarce, o să-ți arăt exact cam ce, care este lista de aplicații. Da, 75. Bun. După cum vezi, sunt foarte multe aplicații, CIS pentru webcam, spre exemplu, configurări avansate, Chromium, Audacious. Nici o aplicație foarte similară cu Winamp. Dacă vrei să asculti muzică, seamănă foarte mult cu Winamp. Da, și pot să merg pe o aplicație și să o instalez direct. Sau de aici, în instalare. Bun, pot să copiez adresa unei aplicații. Ia să-i aleg eu aplicația aleatoare. Un player. Dacă vreau să-i dau cuiva care nu se pricepe la calculatoare, vreau să îi dau să-și instaleze o anumită aplicație. Copiază legătura web și îi trimit pe e-mail sau pe Messenger sau pe orice. Și dacă are instalat Ubuntu, o să-i deschidă adresa asta cu centrul de software Ubuntu. Uite, o să-l închid. Și acum centrul de software Ubuntu e închis. Ia, mai încarc o dată pagina. Enter. Așa. Lansează aplicația, ok, și acum o să-mi deschidă centrul de software Ubuntu fix la aplicația aia. Sumo player și pot să-i dau direct, instalează. Deci dacă vreau să-i trimit cuiva, îl trimit direct. Ce mai este? Da, poți să vezi ce aplicații sunt disponibile în centrul de programe Ubuntu. Pe apps.ubuntu.com. Aici ai o aplicație web care seamănă foarte mult cu aplicația cu centrul de programe Ubuntu. Poți să cauți lucruri. Avantajul mare este că poți să vezi ce aplicații sunt disponibile fără să ai Ubuntu instalat. Sunt și foarte bine organizate. Ia să vedem la internet, spre exemplu. Uite, dacă ești interesat de chat, ai o listă foarte mare de programe. Și poți să dai direct click și ți-l deschide. Renunță. Bun. Sper că n-am uitat nimic în legătură cu aplicațiile, cu ce poți instala și cu ce funcționalități oferă centrul de programe Ubuntu. Ok, pa, pa!